Un accident între o auto utilitară și o Dacia a avut loc aseară în intersecția străzilor Gheorghe Doja cu 1 Mai din municipiu. Din primele cercetări reiese faptul că șoferul Daciei în vârstă de 24 de ani a ignorat semnul stop și nu a acordat prioritate șoferului auto-utilitarei care circula regulamentar pe strada Gheorghe Doja. În urma accidentului, șoferul Daciei a suferit răni ușoare, fiind transportat la Spitalul Județean Giurgiu pentru acordarea de îngrijiri medicale. Accidentul a avut loc pe fondul nerespectării indicatorului stop, oprire la intersecție. În urma coliziunii între cele două autovehicule a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto, ce se face vinovat de producerea evenimentului. În urma evenimentului au rezultat și pagube materiale. În urma testării cu aparatul Dragger a ambilor șoferi s-a stabilit că nici unul nu consumase băuturi alcoolice. Potrivit anchetatorilor, șoferul vinovat de producerea accidentului a rămas fără permisul de conducere până la soluționarea cazului. De asemenea, acestuia îi se va întocmi dosar penal pentru vătămare corporală.